Asta înseamnă, totuși, că eu nu construiesc viitorul, ci îl materializez. Adică el există, eu pun întrebări și construiesc partea vizibilă a lui prin acțiunea mea. Nu? Înțeleg eu Deci, greșit? intervenția mea concretizează ceva? Un efect al intervenției mele mentale. Faptul că această bucățică concretizează, altfel nu s-ar concretiza. Ar decurge lumea fără, cum ar fi decurs fără intervenția mea. Da. Stab nu duce către întreprindere în lucrurile. El arată, iată, există cel puțin o cale mică, mică, mică de tot, prin care mentalul poate să controleze, să modifice prin intervenție materială. Da. În creier. Ei, asta mi-arată mie că de aici pot pleca să construiesc mai departe o teorie. Nu înseamnă că asta e teoria de întreprindere. Nu-mi răspunde la întrebarea cum construiesc. Am început de să spun ceva. Voi construi numai atâta timp cât îmi pun un țel în minte. Deci o așteptare. Da. Un țel înseamnă o așteptare. Și dacă nu e permanent măsurată, deci nu stau permanent cu mintea la țelul meu, nu sunt constant în țelul meu și tot schimb, nu mai așteptare. E o fază. Și de la țelul ăla până la acțiunile punctuale care formează arhitectura de acțiuni care conduc către țelul respectiv, care a ajuns să dea întreprinderea. E o construcție întreagă de scopuri, de obiective, de apropiere. Da. Exact ca în project management, ca să spun așa. Exact ca în proiect. Adică l-ai făcut pe intuiție și experiență de viață. Numai că în cazul altor tipuri de întreprinderi decât cele economice sau unor proiecte cu obiective de astea foarte smart, măsurabile, cum se cere la finanțare, desenarea acestei arhitecturi, identificarea acestei arhitecturi nu este chiar atât de simplă și nu mai ai atâtea exemple din care să te inspiri. Poate n-am înțeles bine. Sau poate am înțeles. Aș întâlni eu să reiau întrebarea asta, că mi se pare foarte importantă. Și aș aduce în discuție două etape. În primul rând, revenind puțin pe Drăgănescu. Cuvântul ăsta într-o deschidere pe care Drăgănescu îl propune ca o nouă formă de interacțiune între minte și materie, între proprietăți cognitive ale minții care are proprietăți cognitive și în materie și are o cuplare între materie, materia fiind inteligentă, apropo de și de educat, materia, inteligența materiei, într-o deschidere are ambele sensuri. În prima etapă a civilizației, asta e o propunere, deocamdată un model, în prima etapă a civilizației, noi decodificăm proprietățile naturii din această intuiție care ne arată ce este. Dar după ce depășim un nivel de cunoaștere, de conștiință, dacă vrei, începem să putem avea interacțiune de a scrie în materie. Deci să devin constructor. Deci de intuiția în sine poate să fie un cărăuș și care mi-aduce imagine, flash, o interacțiune de tip, să spun, fenomenologic foarte condensată, pe care de rest o numește afire. Afire este ființarea în mintea mea a unei idei, un fel de sămânțare, dacă vreți, exact ca un spermatozoid, numai că este un spermatozoid informațional care fecundează mintea. Dar n-am încă efectul că sunt sărcinat. Asta numește afire. După care urmează să dezvolte, ca să face sarcina, face mintea, dezvoltă chestia și după aceea am ceea ce se numește a ști. Eu știu. Newton, în momentul ăla, știa. El avea o energie inepuizabilă în ființa respectivă și era o etapă de transformare, de metabolizare din partea asta profundă în partea asta structural, început de structural, început de așezat, de a căuta instrumente, de a căuta semantic, de a apropia, de a vedea ce se întâmplă. Până când apare Evrica, e ca pe ce începe pătrat și se vește nivelul a spune. Deci am transferat această problemă realizată.
Deci a firea și a spune sunt faze interesante de evoluție acestei realități cognitive, pentru că de fapt facem altceva decât stăți cu fundația de fizică și ne construim o lume mentală a sensurilor. Deci noi ne construim umanitatea și omenirea, de ghilimele, în evoluția sa și din noi ca celule, devine parte componentă, conștientă a unui nivel care crește. E, într-o etapă suntem numai observatorii naturii și atunci automat avem sentimentul totului scris. Și există acolo în Biblie foarte interesant cineva cu o sabie rotitoare, care nu lasă să fie scrisă în legea profundă orice. La un fel de firewall, deci, din punctul meu de vedere. Și nu orice dorință, orice, cum să spun, inițiativă sau intenționalitate a oricărui lucru se poate scrie în sensul ăsta. Deci nu orice cuvânt este să s-ar deschide de simbolic. Putem avea 10 sinonime, dar unul singur este cel care declanșează acest proces. El nu este la întâmplare, la se construiește prin propria ta dezvoltare. Și atunci aș mai spune da. Ceva. Vedeți dumneavoastră, dacă, nu știu, dacă te-ai spune de ală, de Florin, pe știința complexității, ați mai participat. Lucrurile merg în realitate, cu realitatea asta concretă, de o manieră în care apar bifurcații. Apare așa numită sensibilitate la condițiile conjuncturale. În modelul matematic se spune sensibilitate la condițiile inițiale. În viață, condițiile sunt conjuncturale. Acolo, cu o mică influență, pot să comut evoluția unui sistem de la o rută către o cu tot o altă rută. Nu trebuie să intervin tot timpul în natură ca să influențez și să fiu participant la construcția viitorului. Ci numai în momentele de mare, în oportunitățile de mare deschidere, ca momente kairotice, cum ar spunea. Numai în kairos pot să fac această intervenție. Și, bineînțeles, trebuie să, întrebarea mea trebuie să aibă sens să nu calce legea generală a naturii. Adică trebuie să respect etos. ca să am etos. Să fiu convingător, nu? Noi, în general, tindem să avem numai patos în dialogul ăsta cu natura. Să o rugăm frumos, să avem dorințe. Nu, așteptări. Deci contează calitatea așteptării. Contează calitatea și crucială e calitatea întrebării pe care o pune. Aș mai sugera ce l-a întrebat de ceva, apropo de, nu-ți aminte, Andy Starr, pentru că am mai iterat de trăirea asta, pentru că făceam observația relativ banală. Șochează. Dacă dai o poză din Deep Space, de la telescopul Hubble, poate lumea eventual e interesată sau nu, se miră sau nu, dar dacă spui că pentru telescopul Hubble s-a cheltuit $1 miliard, după aceea îți atentă. Deci, cu alte cuvinte, am dat $1 miliard ca să construim un singur produs care să obține niște urme mici vizibile de la universul respectiv, care se interpretează și nu are legătură totdeauna cu imaginea care credem noi că e imagine de multe ori grafic, de exemplu, ca o spectrogramă de asta așa, în care, dintr-o altă citire, nouă ne pune o dilemă ca să ne reîntrebăm într-o altă direcție. De ce constat? Că, de fapt, modul nostru de abordare e deductiv. Mă uit la niște urme, la niște nepotriviri și încerc să deduc din ele ceva, când nici întrebarea nu știu să o pun. Întrebarea rezultă din observațiile, din natură, din nepotrivirile mele. Da? Întrebai cum să pun întrebări, de ce să punem întrebări ale spiritului, care e de altceva. Asta e întrebarea, de fapt, în discuțiilor noastre. Cum se poate face că sunt convins că dacă știu să pun întrebare, natura îmi răspunde. Și la radiestezie am văzut. Pe radiestezie, eu am pus întrebări la care nu avea cum să-mi răspund. De-aia, piramida de la Pitești, experimentul ăla, care a stat 3 ani în piramida de la Pitești, cu experiențe extrem de interesante, sau explorarea mea cu ajutorul radiesteziei, pendulul sau nu e lușa, dar pendulul în mod special, mi-a sugerat că tot ce am învățat la școală nu are sens. Sau are sens doar într-o anumită parte, pentru că puteam să aflu niște lucruri care nu puteau fi mediate fizic. Puteam să aflu, de exemplu, obiecte pe care mi-a ascundat nevastă-mea într-un protocol, prin casă, pe o hartă. Deci, măcar puteam să zic că am o interacțiune între obiectul care face un câmp, nu știu de care, sau cum mai determină falia la geofizică, sau apa care știu ce va avea, niște câmpuri, nu, informațional, bine, pentru că unde mi-a ascuns-o.
Deci, cu alte cuvinte, trăirea aia, mai încă o nuanță. Trăirea nu poți menține. Este noutatea aia absolută, e tensiunea aia, apropo de atenție, care consumă încălzitor de mult. Trebuie să știi să întrebi natura cu o tăcire în aia așa de puternică, în care aștept să-ți răspundă ea, nu ce crezi tu că vrei să-ți răspundă. Deci niște tensiuni interne, niște stări emoționale care trebuie scontate la cu totul alt nivel. Care nu te pregătiți. Chiar dacă îmi zic că ne jucăm, dar... Nu, e de-abia la început. A doua problemă e reproductibilitatea. Reproductibilitatea aceasta nu are sens, pentru că e singularitate. Trăirea mea, după ce m-am prins a doua oară că ai problemă, este... No? Deci, cum să spun... Deci toate astea, la un loc, creează o cum să spun, exact ceea ce a construit Andy. A pus o problemă inițială, foarte tangibilă și foarte imediată, după aceea a început să creeze, aduce de argumente, de contexte care sugerează niște deschideri și limitări, care toate duc mai departe la o finalitate care este foarte naturală, dar e pe alt plan. E pe alt plan. Și planul ăla este o metamorfoză, că ne-a spus că ta la școala noastră de vară metamorfoze. E o metamorfoză, umanitatea a trecut o metamorfoză. Iar metamorfoza este legată de înțelegerea conceptului informațional, dincolo de problema nervomaterială care ne-a întotdeauna. Dar ne orbește materia, să o așezăm, să o detorționăm, să o ridicăm, să o coborâm. Nu asta e vreau, fluxul informațional din spate. Și ăsta, fluxul informațional este o trăire. Și o noutate. Dacă noutatea respectivă, vedeau, deci monotonia de a treia sau a patra oară, scade coeficientul ăsta cu plași, cu lumea asta profundă, extraordinar. Mai spus un om rațional. Și a satisfăcut problema și nu mai poate să le de tensiunea de noutate absolută. Sunt multe exemple care pot să le dau în sensul ăsta, dar cred că le găsim mai bine noastră. Când ați avut această stare de atenție, eu zic că cea mai simplă, dacă ați pățit-o vreodată, este cea mai evidentă. Când la un moment dat, în timpul nopții, eventual aveți senzația că ceva umplu la ușă. Sau se întâmplă un zgomot care vă sugerează că e ceva undeva pe pericopii. E o senzație de atenție totală. E o senzație că parcă nu devii ureche, nu știu ce spun. Da. E starea aia nu poți să reproduce a doua oară. Dar vă garantăm că noi cu măsurători, în starea aia se întâmplă cu pagina fizice. Dacă ți se pui materia cu experiențe de tipul tesigrafie, cromatografie, ca sensibile la condițiile astea inițiale de tensiune. Și vă dau un exemplu, bă, dacă vă descoperi chestia asta, apropo de fetița mea, avea vreo 2 ani jumate, deja avea experiență să deseneze ochiul muștii în 3D, avea microscop ăsta 3D stereo cu reglare de zoom, foarte deosebit. Și eu începusem să mă joc cu planta, apropo de plantă, și aveam să dăm la altă cameră și nu aveam în scriptoare, că era prin 79-80 și nu aveam partea electronică să măsor. Și aveam doar un par de măsuri cu lac. Și se dea la un lac, ăla care se mișcă, dacă plata mișcă cumva într-o anumită ordine, te dați seama, destul de ciudată. Și la un moment dat, soția mea era în bucătărie, eu eram concentrat la acolo de acolo și era cam niște casă. Și la dată zice Cornelia, ce facea Ada? Asta era fetița noastră. Și dintr-o dată acolo, pe așa s-a văzut. Ce făcea Ada? Tensiunea lui Ada, cred că surprinsă de zona respectivă, mi-a sugerat acest gen de experiment. Ea tăia o față de persă, n-a avea voie să pună mâna pe farfeca, avea că te avea libertate totală, dar câteva obiecte interzise, unul din ele farfeca. Luase farfeca, tăia o față de masă să facă cursă la microscop. Și a fost surprinsă ceva așa, dar de tensiunea aia de acolo, aia nu poți să reproduce. Acum am un experiment să vă pun în tensiunea aia. Deci dacă este experiment, nu e tensiune. Deci în tensiune unicat, în anumite tipuri de, trebuie să facem și pe aia, pe de electronică, se numește în electronică novelty filter. În memorie nu fac toată informația, fac numai derivat, numai noutatea. Deci, automat, dacă am deja am luat noutatea, ce noutați mai? Dar nu mai se cuplaze acolo. Cum să mă întrețin ca la prima trăire starea? E, asta e un consum energetic care vă spun că am încercat, e un consum energetic intern, care te instantaneu carte. Deci e bine să ne jucăm până nu avem hardul necesar. Probabil că între timp, pe măsură ce noi copii ăștia, curcubeu, idigost, stălaș, mai departe, noi copii cumva, încep să aibă cumva și din hiperactivitatea respectivă, au niște rudimente de peste neurocortex, cum zicea academicianul nostru Makovski, materie enisică, nu numai noesică, și pe materia respectivă devine natural, devine obișnuit. Ceea ce pentru noi de-abia este test. Deci, noi în electronică am făcut, pentru a interga natura, am făcut un generator de noutate, încât permanent să punem întrebări nu reproductibile.
Și din clipa respectivă, interacțiunea minte-materie devine mult mai interesantă, pentru că readucem pe ideea ca și când prima dată, pentru că nu știu nici eu și nici aparatul pe ghilimele și încercăm să ne păcălim reciproc, ca să ne punem pe această stare de nedeterminare, care să avem această stare de curiozitate, care e o atenție puternică, care modifică și merge mai departe spre cât zero și alte lucruri de acest gen. Și că e lumea extraordinar de interesantă, de care avem nevoie și de electronică, avem nevoie și de psihologie, avem nevoie de sociologie, avem nevoie de discuții din astea, așa, dar după ce avem o bază de discuție comună, avem nevoie de o bază conceptuală comună. Și asta face știința complexității. Nu că facem noi pe nebunii, că îl ținem, nu știu ce, nu. E o bază sintetică din multe discipline care sunt unelte ingrediente cu care putem să abordăm într-o formă rațională această problematică. Altă întrebare. Aș avea o întrebare. Credeți că am putea să facem o paralelă între ce spunea Drăgănescu și ce spunea dumneavoastră cu un baz, cu tinerețe fără bătrânețe? Ați văzut că acolo fiul împăratului trece de perioada copilăriei, din perioada de acumulare și de cunoștință cu materia, și în luptele pe care le dă cu ghionoaia, el practic se dezbară de toate tarele materialității, însemnau își lăsa la o parte familia, asta simboliza una dintre lupte, cealaltă parte cu cranii și așa tot ce este omenesc, pentru ca să ajung să facă introspectiv contactul cu tinerețea fără bătrânețe și viața fără de moarte. Deci, prin urmare, se întorcea dintru și întru ființă, renunțând la fire pentru a ajunge la cunoaștere. Este deja o politică curată. De aceea noi spunem un lucru în centru, că basmele nu sunt povești de adormit copii, sunt povești de trezit părinții. Deci asta este basmul, este o esență extraordinară, care merită analizată și basmele românești au foarte multă simbolistică și putem găsi sine. Nu uitați-vă la Harapalbă, principiul la Lovinescu, decodificat, sunt iniție. De aceea, programul nostru educațional Nexus, care pornește la clasa întâia și pornește și mult mai jos de atât, se numește program de încercare de a